Zâmb înseamnă oameni valoroși. Vor fi 1000 de oameni. Care va face diferența dintre tot ce înseamnă conferințe de business de până acum și ceea ce urmează. Ca să ne asigure un început de 2018 plin de conținut. Am structurat conținutul conferinței. În fața voastră să fie un dashboard. În forma unei pâlnii avem 4 subiecte importante pentru fiecare afacere. Prima fiind lead generarea, după care vorbim despre analitică și statistici, după care vorbim despre vânzări și despre extinderea afacerii pe plan local și internațional. Pentru că astăzi, fără ca să vezi cifrele, fără ca să vezi detaliile, nu poți să conduci afacerea. Speakerii acestui eveniment sunt aleși pe sprânceană. Vom avea speakeri internaționali și locali. Vor veni cu partea emoțională, dar și cu foarte multe exemple practice. Pentru că zi de zi muncesc la subiectul pe care o să-l vorbească. Pentru fiecare nișă de business în parte. Eu cred că know-how conferințe sunt oameni. Experți în marketing, în vânzări, statistică, analitică, Facebook, Google, extinderea afacerii, de ce te așteptam? Vom vorbi de la A la Z. Prin prisma unui sistem analitic, modern. Nu luat în părți, nu vorbim despre tot și despre nimic. 1000 de antreprenori care vor sta în aceeași încăpere. De la generarea de clienți până la fidelizarea acestor clienți și reîntoarcerea lor în afacerea voastră. Și vor genera o energie mega. Seara vom organiza o cină VIP, unde va fi foarte multă lume bună, se va face un networking valoros. Să luați contactele potențialilor parteneri și a potențialilor clienți. Vor mai fi și multe, multe cadouri la parteneri și surprize din partea organizatorilor. Am mai rămas un pas. Nu aveți cum să nu fiți la Zoom. Completezi formularul. Îți cumperi astăzi biletul. Discutăm la telefon și ne vedem la conferință. Pe 17 martie. Știm că va fi sold out. Vă aștept cu mare drag. Seara. Bună seara! Tudorel, eu știi, mă gândeam la până oamenii se adună și cei care au privit video-ul de intro, mă gândeam la formatul discuției noastre. Așa. Tu cum crezi? Despre ce astăzi discutăm? Despre Facebook și Google. No, până la urmă noi am venit aici ca să vorbim despre Zoom, nu? Inclusiv, dar știi, eu comunicam săptămâna asta cu câțiva oameni și aș vrea cei care ne privesc să înțeleagă că Tudor Păcintă este expert în Google, eu am pagini de Facebook. Respectiv, azi la noi sunt două fronturi foarte interesante care cel mai des în afacere, când începi discuția despre promovare... Unde să mă promovează? Facebook sau pe Google? Așa, la mine era câte întrebare. Ce e mai important? Google sau Facebook? Nu, dar tu știi părerea mea și nu odată eu ți-am spus părerea mea și o spun de fiecare dată una și aceeași. Depinde foarte mult de domeniul, de nișa de business. Dacă este o nișă pe care publicul tău ținte stă pe Facebook, pe rețele sociale, atunci foc la ghete și promovează pe Facebook și pe rețele sociale. Dacă domeniul tău de business, tu poți ajunge la potențialii tăi clienți doar prin Google Search, prin motor de căutare, atunci 90% spunem ca să nu te obișnuiești cu tine din buget să duci către Google. Tu vrei să spui că tu ai situații când vine clientul la tine și spune băieți, noi vrem să te promovăm și tu spui mai nu nișa voastră în Google n-a să meargă, duceți mai bine da. În rețele socializare. Da, există da. Așa ceva. Există. Sincer spun chiar nu des, dar spun că băieți, la voi n-a să meargă reclamă pe Google sau nu aș vrea să vă faceți speranțe că provând pe Google o să vină clienții, o să aveți foarte mulți clienți, dar mai bine duceți-vă pe rețele sociale, unde la sigur că este domeniul vostru și unde sunt publicul vostru țintă. Nu, băieți, cred că să ne spună dacă noi sunt ceva întrebări, dar cei care privesc, dacă voi aveți posibil întrebări pe subiectul de promovare Google, Facebook, online, în general, digital, ar fi tare super dacă voi ați scrie întrebările astea, pentru că, cel puțin, știți, live-urile mai e un trend și asta e super că noi folosim și avem posibilitatea azi alături de băieți la Point să fim și împreună să facem live-ul ăsta, dar am vrea să încercăm cumva, poate să facem un share din ceea ce lucrăm noi zilnic și poate voi aveți întrebări. Și să facem și un dialog. O interacțiune cu publicul și să răspund la întrebări. Mie interesant e că dacă în raport cu Google și Facebook, eu am așa un gând pe care deseori îl spun. Și spune-mi ce părere tu despre asta. Google, это секс на ночь, а Facebook, это взаимоотношения. Я как, ты как înțelegi
metafora asta. Ești de acord cu dânsa sau nu? Nici într-un fel n-am înțeles-o. Păi uite, eu cel puțin când mă gândesc la promovare, în general Google pentru mine este o comoară foarte mare, care, cum ai spus, sunt unele căutări care prin Facebook nu le poți atinge. Și chiar dacă Google are niște criterii de strângere audienței, de mergere marketing, de a arăta și în YouTube și pe bannerele site-urilor partenere, până la urmă, oricum, omul, dacă a căutat, tu cumva mai repede poți să-l pierzi pe dânsul decât când începi să faci comunicare pe rețele socializare, unde tu ai posibilitate, unul, el să devină fanul paginii tale, tu el să-ți scrii mesaj în privat, tu să începi un dialog cu dânsul. Adică, făcând paralela, asta e că Google-ul poate odată te atinge și pleacă ca un nerușinat. Ok, hai să te pun la încercare. Uite, spre spunem tu... ești o companie, ai o companie care oferă servicii de evacuatoare, evacuare, a mașinilor. A mașinilor, okay. Da. Așa. Și tu ai pană de cauciuc în nu știu unde, în afara orașului. Tu mai ai timp să faci comunicarea pe Facebook cu pagina X sau pagina Y? Tu ai căutat în Google evacuator Moldova sau evacuator unde tu ești. Ai luat, ai sunat și au venit și tu evacuat. Și l-ai atins odată. Păi, da, dar omul acela poate mai mult n-a să aibă nevoie de tine niciodată. Și atât. Tu odată ai avut nevoie, odată l-ai chemat, el s-a folosit de tine, tu te-ai folosit de el. Asta și ideea, Tudor, că Google este всего на один раз. Dar eu propun oamenilor să avem o relație frumoasă. Înțelegi? Dar dacă serios, uite, vorbind de promovarea generală a produselor, a serviciilor, cum vezi tu trendul în 2018? În ce direcție merge Google? Ce se întâmplă pe Google la noi? Nu, Google, odată cu introducerea noi interfații Google AdWords, au introdus foarte multe instrumente noi, nu instrumente, funcții noi de promovare. Ceea ce clar că el simte o concurență foarte acerbă din partea la Facebook, pe partea de promovare. Și respectiv... Facebook e bugetul cumva, trage... Da, exact, da. Nu că e bugetul, dar se bagă foarte mult pe multe funcții pe care le avea Google și Facebook nu le avea. Acum vedem că multe chestii care le avea în Google, acum poți să le faci pe Facebook. Același Facebook Analytics. Da, și te gândeai vreodată că o să ajungă Facebook să aibă Analytics. Da, acolo e... Și multe altele, respectiv, atât timp cât este concurență, atât timp Google se dezvoltă, respectiv, creează noi oportunități, noi metode de promovare. Cea mai tare, ce mi-a plăcut acum de la opțiunile noi, este, de fapt, e nu chiar nou, dar care o iese mai bine în vedeți acum, că tu, de exemplu, ai căutat ceva în Google, sau ai intrat pe un site de la un concurent cineva, și tu poți să faci remarketing pe cei care au intrat sau au căutat asta în Google. Deci tu dacă ai căutat credite în Chișinău, de exemplu, dar n-ai intrat pe site-ul meu, eu pot să-ți fac ție remarketing, să te urmăresc pe tine cu banner, chiar dacă tu n-ai fost pe site-ul meu. Adică ai remarketing pe search, în fel. Doar pe search. Nu. Pe interes. Pe interes, adică... Da, exact. Într-un fel și cuvinte, inclusiv și concurenți. Sau dacă tu ai accesat careva site-uri. De exemplu, site-ul concurent, dacă l-ai accesat, eu pot să fac să targetez utilizatorii care au accesat site-uri ca a concurentului tău. Tare interesant. Vorbim... noi arătam un intro, cei care acum s-au conectat, o să puteți la final să dați back și să vedeți intro-ul despre Zoom, pentru că Tudor Plăcintă va fi unul din speakerii conferinței Zoom și tu ești la blocul de analitic. Da. În general, pe cât de importantă, pe cât de importantă analitica în Google? Și dacă este analitică în Google? Păi uite, exact asta așa am să vorbesc la conferință, pentru că analitica este, Google Analytics, el este. Din cei care au site-uri, foarte puțin îl instalează, sau ok, mulți îl instalează, dar foarte, foarte puțin îl folosesc de el. Când vorbesc de folosire, asta e nemijlocit chiar aceleași simple analizare a datelor. Să analizez câți oameni s-au intrat, de unde au intrat, ce interese au, nemijlocit femei, bărbați, din ce țări, care canale, și cel mai important practic, care canale de promovare sunt cel mai eficiente. Păi, uite, despre asta eu am să vorbesc la conferință,
cum să faci ca să măsori canale, cum să ajungi ca să poți măsura canale de promovare în Analytics și după conferință să începi să te folosești de... E că vezi, eu încerc să mă conectez prin live. Ceea ce Google n-a vis de voi niciodată să facă. De fapt, apropo, de fapt este Google Hangout, da? Aha, chat. Nu doar chat, este un fel de video live, videoconferință, poți să faci. Și okay. La fel poți... Dar în Moldova mai puțin, cred că. Nu, mai puțin nu folosesc, dar da, companie okay. internațională, dar eu de ce m-am conectat la live-ul nostru ca să văd dacă oamenii ne pun întrebări, pentru că e important să răspundem. Pe cineva aici e interesat de Google. Uite, mine m-a interesat, sincer, foarte mult o problemă. Noi am observat că foarte multe companii care încep să se promoveze, companii care încep să cheltui bani pe buget lunar, pe digital comunicare, același Google, același Facebook, ei generează trafic de pe platforme terțe. Ei se duc în Instagram, ei se duc în Facebook, Adnaclasnici, ei chiar au banere pe site-uri, cum spuneam, de știri. Tu intri la ei pe site și nu este Google Analytics. Și asta nu la site-uri începătoare, dar la companii medii mari. Adică, de ce problema asta este? Doar asta este un cod, eu nu știu... Hai să-l numeri, poate încă nu te-ți știu, dar să fie el trebuie sau noi putem trăi și fără Google Analytica? Păi asta e și chestia, că sunt niște instrumente, niște acțiuni simple, foarte simple și banale, pe care trebuie să le facă practic orice posesor de site. Numai, bine, să nu spun afacere, pentru că tu poți ai un blog și la tine nu e afacere. Dar ar fi bine să ai Google Analytica ca să înțelegi cine sunt utilizatorii tăi. Exact la fel, dar nu mai vorbim de afaceri pe care tu o promovezi, care tu bagi bani și nu puțini ca să te promovezi și tu trebuie să vezi ce puțin de unde vin. Ok, tu vezi că ai clienți, tu vezi că lumea te sună, dar de unde te sună lumea? Că e băgată din panouri stradale sau din reclama așa de pe Facebook sau reclama de pe Google? Și nemijocit, oamenii încă nu au ajuns la etapa cel puțin la noi ca să înțeleagă, băi, ia stai un pic, eu bag 5.000 de euro, da, unde îți ducă 5.000 de euro? Ce canal îmi aduce 5.000 de euro? Care canal? Ok, eu văd că eu bag, de exemplu, 2.000 jumate pe Facebook, 2.000 jumate pe Google. Bun, dar care are un randament mai bun? Întrebarea este. Dar apropo de bugete, ce bugete se cheltuie în Moldova? Bugetele variază de la companie la companie, de la tu câteva sute. Tu vorbești numai că o fată mare, știi? Depinde. Nu, sincer, da. Uite, noi pot spune un medic, că, spre exemplu, dacă noi vorbim de Facebook, dacă tu n-ai un buget mai mare de vreo 200 de dolari pe lună, tu ești companie medie joasă, ca impact. Da. Tu nu ai un impact, tu nu ești concurențial pe piață. Vorbim de Google, doar acolo elementul, eu înțeleg că ferestre și porți sunt cele mai căutate și livrare flori și bilete avea, dar în și credit. Și creditele mă atingă. Creditele. Asigurări. Ce buget? Nu, ok, bugetele încep, iarăși, depinde de nișă. De la nișă la nișă, dar ai medii, să spunem așa, de la 200-300 de euro. În ultimul timp ne ciocnim, media la buget ar fi cam la 500-700 de euro, care noi lucrăm. Dar sunt companii care investesc și câteva mii sau peste 10.000 de euro pe lună în reclamă de Google. Mm-hmm. Peste 10.000, nu 100-200 pe Facebook. Eu îți răspund, veniți la Facebook, acolo și am combinat. Uite, avem aici o întrebare, să încerc să... Где можно научиться Google Аналитике? Треба Дойна. Окей. Онлайн. Онлайн, да. Атат Google Аналитика, ши Google AdWords, ши... Кредка, ши... Атат факт, ну, ма кредка, дар ши Facebook, поэт фим ватсат, есть... Google арен центру де студии, си спонем аша. Ел акума се намеште Academic Ads. Унде акола поци гасеш де тоати. Де ла Google AdWords, Search, Display, YouTube, Tag Manager și până la Google Analytics. Google Analytics de la Beginners până Advanced. Dar să vorbești acum de certificări. Certificări, exact. Dar ok, acolo este foarte multă informație care este utilă și care tu ai nevoie dânsa. Și prin care tu poți să dai și examen ca să devii specialist certificat. În afară de asta sunt tot felul de cursuri, gen, unde poți cumperi un curs cu 10-15 dolari, bine structurat, de la A la Z pentru a învăța aici Google Analytics. Aici posibil cursiera, da, adică unde sunt chiar câte sunt reduceri și la 2-3 dolari poți să iei. Exact, exact, exact.
Sau YouTube. YouTube-ul e plin cu videouri, scrie Google Analytics for Beginners, 2018. La faza de YouTube. Când scrii ok, dar acum câte îți dă în rezultate niște cursuri care tu ai pierdut prea mult timp. Dacă oamenii interesați de Google, o să-ți scrieți în privat, Plăcintă Tudor, tu ai spus să le recomanzi 2-3 canale de YouTube? Da, desigur. Care... Și nu numai canale, pot să recomand chiar și câteva site-uri pe care noi foarte mult le urmărim, că suntem abonați, unde primim notificări, toate update-urile, toate noutățile, tot felul de teste, case-uri și așa mai departe, prin care poți obții rezultate mai bune în Google Analytics. Ok. Cei care s-au alăturat, vă spunem salutare. Dacă aveți întrebări, scrieți în comentarii, o să încercăm să răspundem la ele. Azi discutăm și cu Tudor, și cu mine. Și cu Dima. Cu Tudor nu prea îmi pune întrebări, azi vorbesc eu azi mai mult. Dar ideea este că problema sau trendul în 2018 care vine pe digital comunicare, care vine pe direcția de promovare, el e unul foarte mare. Și noi nu odată am vorbit despre un lucru că chiar și acele companii care nu au bani, azi au început să promoveze. Respectiv, unde se cheltuim banii? În rețele socializare, în pleante sau în Google? În Google Search sau în Display? Și ce e asta Google Search sau Display? Ce e asta analitică? De ce noi avem sau nu avem Google Analytics pe site? Ce poate ne ofere? Toate detaliile astea, în foarte mare parte, blocul de Google Analytics o să fie încadrat în conferința Zoom, care o să fie pe 17 martie. Și acolo Tudor ne promite să vină cu niște case-uri și niște lucruri interesante. Trei motive de ce oamenii ar trebui să gândească că ei ar merita să te asculte la Zoom. Nu că merita. Trebuie să vină... Nu, ok, nu să mă asculte pe mine. Trebuie să vină la Zoom, în primul rând, pentru că acolo o să fie de toate. Ok, trei motive. În primul rând, mie îmi place foarte mult și la cursurile și la prezentările care le fac să fie tot practic. Că nu doar să vin și să vorbească la, să fie tot frumos, dar să duci acasă cu informații utile, adică informații practice care duci acasă să începi deschizi contul de Analytics, spui, băi, eu am văzut asta la Zoom Conference, eu trebuie să setez măcar cele mai importante puncte din contul meu de Google Analytics. Okay. Alt moment ar fi că, ok, în primul rând, cele două practic teme pe care am să le dezbat la conferință, una, cum să-ți măsori audiența din Google Analytics, niște chestii banale, simple, dar care nu sunt făcute, și cum să vezi cele mai eficiente canale de promovare în Google Analytics. Dacă îmi spui despre cum să-ți măsori audiența, eu corect înțeleg că asta tu vorbești despre faptul că eu vreau să mă promovez pe Google, respectiv eu trebuie să înțeleg câți oameni caută produsul ăsta pe Google. Sau ce înseamnă eu să-i măsor audiența? Nu chiar așa, vorba de să măsori, știi cine este audiența ta, câți bărbați și câți femei ai. Asta, ok, asta e cel mai banal. Care sunt interesele lor, pentru că în Analytics, analizând audiența ta, poți să-ți dai interesele lor, ulterior poți să le folosești pentru a te promova în AdWords, în Facebook. Adică un fel de profilul clientului care exact. Vizitează pagina noastră. Exact, pagina site-ului. Câți oameni, cât stă omul celălalt pe site? Din ce țări, de exemplu, vin? Dacă vin la tine, tu ai un business, să spunem așa, internațional, sau tu vin și ceva pe care poate oamenii îți cumpere și din România, Irlanda, Rusia sau Cuba, atunci tu poți să vezi de unde vin clienții tăi și ca să te focusezi în direcția respectivă, în țara respectivă, sau orașele care sunt. Și, mă rog, sunt multe. N-am să fiu foarte specific, nu o să mă aprofundez foarte mult în tema asta, pentru că analiza, într-adevăr, este un instrument foarte util, cu foarte mulți setări, dar am să vorbesc chestii generale și foarte utile, chestii must, care trebuie să le facă orice antreprenor cu site-ul său. Am înțeles. Uite, cineva ne întreabă blogger Daki. Asta e om ori e blog? Cum crezi? Ok, blog. E un blogger Daki. Vreau da. Că если мы не присутствуем в Instagram, мы, скажем так, отрезываем огромное количество органического охвата. Asta cred că întrebar la tine. Cred că nu la tine, da. Eu n-am văzut o relevanță sau așa, o legătură directă între faptul că dacă nu ești prezent în Instagram, îți stai impact organic sau, dacă corect eu înțeleg, pierdem impactul ăsta organic. Cu siguranță
prezența în Instagram, acum, dacă tu ai un profil interesant, dacă ai aceleași stories-uri cu engagement tare fain, tu ai posibilitatea să fii pe val. E că mai este așa un trend, stories, el deja, aș spune, e ca se duce, dar el este în trend încă și tu ai capacitatea să faci o vizibilitate mare, gratuită, care încă nu a fost așa de tare, un cuvânt îmi vine, violată, dacă vreți, de foarte, foarte mulți utilizatori și atunci, da, absența voastră în Instagram, puteți spune că pierdeți un impact organic destul de interesant. De ce? Pentru că Instagram acum, în general, Instagram ăsta e altceva. Cea mai mare prostie a oamenilor asta este să dubleze contentul din Facebook. Atunci voi pur și simplu, nu știu, n-are sens. Dar dacă voi Instagram-ul percepeți ca o platformă aparte, ca un organism care poate să vă răspundă la anumite întrebare și întrebarea Instagram-ului este instant, este simplu. Noi când veneam în coa cu Tudor am făcut un stories că ia că noi mergem la Point și o să vorbim despre digital și despre Zoom. Respectiv, asta nu poate să ne ofere acum Facebook-ul, pentru că Facebook-ul este un pic mai business to business. Dar Instagram este ceva mai ușor. Mai friendly. Da, mai ușor. E un instant și mai mult ca atât. Mie îmi place la Instagram că el nu este, cel puțin în stories, nu este atât de pretențios la calitate. Deci nu trebuie să ai lumini, sunet, tot și frumos. Acolo, în spatele camerei, voi nu vedeți, dar stau vreo 5 oameni. Unul regizează, unul ridică mâna. Băieți, aplaudați. Da. Însă stories este ceva mai simplu. Copa e filmat și te duci mai departe. Da. De ce? Adică pierdeți și trebuie să fiți acum, acolo unde este. Mie ce mi-a plăcut, apropo de Instagram, eu nu știu dacă voi folosiți reclama în Instagram. Dar eu am descoperit acum... Venind în coace. Nu venind în coace, dar stând aici. Am descoperit că Instagram-ul, înainte era așa în Instastory, te puteai promova prin instrumentariul Reach. Doar se arăți la mai mulți oameni. Doar era un simplu instrument în Facebook care dădea posibilitatea să te promovezi în Instastories. Acum Facebook-ul practic a integrat toate... vreo 80-90% din instrumente, și mă refer la traffic spre site, video views, lead generare, care pot să generezi lead-uri direct din Instagram. Eu eram doar pe drum, noi avem un curs și am testat acum pentru cursul de sâmbătă lead generarea. Și tu faci swipe up și automat îți iau datele de contact. Deci nu mai trebuie să mergi pe site, să introduci. În Facebook asta era posibil. Dar în Insta Stories, de minim o mirat, pentru că unul, asta este atât de repede și asta este atât de interesant. Eu am luat telefonul și vreau să vă întreb, voi ați folosit Insta Stories cu lead generare? Puteți spuneți un plus, minus în chat? Acum că noi putem să vedem, în general, oamenii au văzut că sunt așa oportunități, pentru că Facebook-ul spune așa, și el când a apărut video-ul, tot era ieftin și puțin se duceau acolo, din păcate. E că așa și acum sunt o serie de instrumentarii, pentru că noi când ne promovăm în Facebook, luăm doar direcția de boost post sau trafic spre website. Asta e și mai original. Cel mai bun. Asta e și mai expert. Da. Și sunt o uimă de instrumentarii care ar putea să ne ofere o conversie și noi nu o folosim pentru că un pic nu avem când să ne uităm prin instrumente. Deci vă rog foarte mult, cei peste 30 de oameni care acum stau în live, și sunteți în drum spre casă, cred că. Dați un plus dacă voi ați văzut sau ați folosit în Instastories instrumentul de lead generare. Ok, până oamenii comentează, dacă tot microfonul e la tine. Și tot microfon. Dacă tot microfon. Așa este microfon. Dacă tot microfon la tine. Dima, ia-mi spune tu totuși până la urmă, că eu, noi tot ne întâlnim, periodic ne întâlnim, dar așa și n-am înțeles. Când ne măritam. Despre ce vorbești tu la Zoom? Mulțumim mult pentru întrebare. Este o întrebare pregătită. Nu, dar sincer, eu deja am anunțat că o să vorbesc inclusiv despre analitică și am eu niște puncte care vreau să le descoper foarte adânc și unul din ele este Facebook Analytics. Eu nu știu dacă v-ați intrat acolo. Dar mie îmi place să folosesc câteodată vrând nevrând anumite rusisme, dar este așa vorbă, tu și svet, brasai granatul. E că când intri în analitic, eu nu înțeleg încă ce vrea să ne spună Facebook prin instrumentariul ăsta, pentru că el, pe de o parte, ne dă atâtea informații bună,
Adică el are niște dashboard-uri simple, gen câți au intrat, băieți, femei, și practic îi spune pentru ce întreabă Google dacă eu generez am trafic de acolo, da. În principiu, posibil de grabă, tu doresc dispare. N-asta am de lucru. N-asta ai de lucru, da. Dar pe de altă pare, încă mai sunt încă vreo trei blocuri acolo, Pâlnia, adică acolo chestii tare faină Pâlnia, mie tare mi-a plăcut. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că la voi pe site stă Facebook Pixel, prevestit un pixel. Și voi aveți anumite etape, gen, oamenii au intrat pe site. Hai am un caz real. Deci, etapele sunt, omul a intrat pe site, a căutat ceva pe site, după care lui se oferă o listă de produse, el a ales unul din produse, următoarea etapă, da, adăugarea în coș și ultima etapă, da, achitarea. Ce cautul și achitat. Păi e da. Că Facebook Pixel ne permite ca noi toate etapele astea să-i facem o conversie personalizată și să le pui într-o pâlnie. Respectiv, punând în pâlnie, tu poți să-ți dai seama că a intrat pe site la noi, pe perioada care noi am selectat, 1000 de oameni. Dintre înșe, au căutat după cuvântul cheie 300. Din aceste 300, 200 adăugat în coș, din 200 în coș, au făcut check-out 100 și au cumpărat 30. Instrumentul ăsta, eu nu știu dacă are Google, dar dacă are, nu are, interesant. Are, asta de mult are. Dar uite, asta de mult are, dar nimeni nu știe. Nimeni nu folosește. Nu, ideea e că, nu, faza cu folositul e foarte specifică, pentru că ceea ce, asta poți o folosești de iarăși și cazuri foarte înguste. Adică e vorba de magazine online, e vorba de site-uri mari unde ai ce analiza. Dar dacă tu ai un landing page sau un site de prezentare încă... Între trei oameni. Ce să mai faci acolo? Ce pâlnii să mai faci între însa? Facebook spune prea puține date pentru a fi vizualizate. Nu, Google nu spune asta. Eu de mult spun că Facebook e mai bun. Battle-ul, măi, trebuie să fie aici, noi așa. Striceaite, semnați toată Marta. Battle-ul dintre Google și Facebook. Nu, dacă sincer, aici este și un fel de apărare a sistemelor, indiferent Facebook sau Google. Prea deseori noi spunem că noi vrem rezultat. Dar noi sus, unde turnăm trafic, noi nu turnăm. Adică ca să analizăm datele, indiferent în Google, în Analytics, și sunt diferite, Yandex, Metrica, mai sunt și foarte multe sisteme care ne dau nouă posibilitate noi să facem analitica. Și cu cât mai mare business și cu mult trafic aveți, cu atât mai multe sisteme și mai complicate sisteme, poate pe locuri trebuiesc. Dar problema cea mai mare este că noi nu generăm trafic și atunci noi nici nu avem ce analiza. Adică dacă te uiți prin analitic, prin codul de bază la Google Analytics, 15 oameni pe zi intră pe site. Asta 15 e mult încă. Asta e organic. Și atunci îți dai seama de ce să analizezi. Asta De ce? Adică în contextul ăsta mesajul meu e unul. Da, trebuie să avem grijă de analitic, indiferent care n-ar fi el. În general, eu cred că sunt niște points-uri și din blocul, noi cu Tudor o să fim în același bloc de conferinței despre analitic, o să discutăm. Cu noi o să fie în bloc încă și Matvei Cardaș, dacă nu greșesc. Da. Este amuncere meu. Deci noi vorbim despre analitică. Eu aș vrea ca voi să plecați după conferință cu un checklist de minim ce trebuie să fie. Dacă vreți, puteți să-l scrieți și acum și nu mai veniți la conferință, dacă nu vreți să faceți networking, să mai ascultați încă alți speakeri interesanți. Dar minim ce trebuie să fie după mine și mă completez dacă este loc, trebuie să fie pe site, este unul, Google Analytic. Eu cred că el trebuie să fie pe site. Nu cred, asta trebuie să fie pe site. Da, trebuie să fie pe site. Codul de bază a Facebook Pixel. El trebuie să fie pe site instalat pe toate paginile. Dacă voi sunteți o leacă mai... aveți timp, pentru că asta e mult, puteți puneți și codul de Pixel la Thank You Page, ca să puteți, pe urmă, exclude oamenii care deja au completat formularul. Inclusiv, în Google puteți pune scop, da? Țeli. Omul atins scopul. La fel, da, asta din cât știu și îmi pare că și în analiz tot este. În analytics, da. În Facebook tot îmi pare că este asta cu scopurile. Nu, acolo obiectivele. El îl pune un fel de tool lead, ar însemna că el a ajuns la fake page. Aha. Tu îi pui URL-ul. Aha, sau okay. Cuvântul nu, cheie. Ceva aproximativ. Ca... După care noi trecem, eu recomand să fie Yandex Metrica. Sunt alternative, dar Yandex Metrica dă ceea ce nu dă Google Analytic. Noi vorbim aici despre web visitors, carta teplovaia, carta clickov. Adică momentul ăsta, și toate acestea,
instalațiile prin Tag Manager. E ca... Și am la tăzi. Tag Manager. Asta ce? Tag Manager îl discutăm altă dată. La altă conferință. Nu, ideea este că, în două cuvinte, Tag Manager este un cod, un instrument care codul Tag Manager, codul îl pui pe site, în head și body, și voi nu mai deranjați programatorul niciodată. Adică deseori, și noi am observat că, unul, programatorii cu siguranță nu-ți dau voie să te bagi în codul site-ului. Nu, dar unii chiar nu dau voie, dar chiar dar ți-am dat voie și a spus acolo. Nu știi și nu înțelegi nimic. Da. Deci, adică, cel mai simplu este ca voi să dați Tag Manager la programator, el îl pune odată pe site și prin programul Tag Manager, care este gratuit, care este oficial de la Google, noi instalăm orice metrică, orice convenție. De la Google? De la... Ia ca aici ne-a plăcut, Adri. Ia ca aici. De ce ea... Acolo oamenii se bucură pentru tine, mai mult în Google lucrează. A cei care ne privesc în Facebook, susțineți-ne, vă rog frumos. Dați un like dacă... Deci, vorbind de asta, și noi instalăm toate metricile prin Tag Manager. Respectiv, noi simplificăm foarte mult procesul logistic și procesul... Câteodată îți trebuie, tu ai acum nevoie să faci tracking la butonul de la, nu știu, de la formularul... Trimitere. Și tu ai nevoie acum urgent. Toți poate fi ocupați. Asta prin 3 click-uri tu instalezi acest cod. Deci aia, cei care acum ascultă și pentru deși multe cuvinte nu sunt clare, cu siguranță puteți lua legătura cu băieții care vedeți în cadru. Dar dacă voi aveți mai mult timp, intrați în Google, scrieți How to install Tag Manager. Și acolo vă dă primele lucruri, vă le dă în search, în căutare, pentru că tăți așa caută. Căutați în engleză. Că dar și în rus o să dai, și în român o să dai, în orice limbă n-ai căutat, tot o să dai în engleză. În orice limbă o să dai rezultat în engleză. Așa că învățați limba engleză. Minimum how to install. Asta trebuie să știi. Și how to delete. How to install și delete. Până la urmă, programistul instalează codul, dar trebuie să înțelegi ce să-i transmiți sau cum să... Nu, mai bine spus, cum să te înregistrezi pe Tag Manager ca să transmiți programistului codul instalat de Tag Manager. Ok, deja asta până... În fine, asta deja, iarăși spun, o leac mai avansat, știi, deja oamenii care sunt mai avansați. Dar eu cred că oricum, peste maxim un an, deja, așa cum Facebook Pixel era vreo un an și ceva în urmă, asta era o temă tabu, amul e deja atât, deja cât de cât mai în temă cu chestia asta, așa cu Tag Manager, la fel, cred că peste vreo un an și ceva o să fie deja un ceva obișnuit, că ai nevoie de Tag Manager și... Înțelegi că prin Tag Manager poți să faci multe setări, multe opțiuni prin care să obții mai multe date statistici, mai multe analize despre tot ce se întâmplă pe site-ul tău. Apoi și mesajul în general la nivelul de ce trebuie să fie la conferință este un lucru că cu siguranță informația este foarte multă și tot ce spunem noi acum nu e nimic nou. Mai mult de jumătate din cei care ne privesc, care au avut răbdarea să stai și să ne asculte, spun că da, pe eu asta știu. Și prietenii voștri și șefii și șefii de departament cu siguranță asta știu. Cea mai mare problemă este, și noi repetăm întotdeauna, și în viața noastră se întâmplă, că noi ceea ce știm nu ducem până la capăt. Nu că noi implementăm, noi începem, dar noi nu ducem până la capăt. Iar trendul care vine o să fie în așa fel că tu nu poți, tu nu vei putea să nu ai Facebook Pixel pe site. Tu nu vei putea să nu ai Google Analytics pe site. De ce? Pentru că deja pur și simplu spui $10, $100, $1000 să te promovezi, este prea simplu, ineficient și în general nonsens. De azi încolo noi trebuie să ne promovăm prin metoda sniper. Deci tu trebuie concret să mă țintești pe mine. Nu, eu n-am nevoie de toate ofertele voastre. Eu am nevoie de oferta care eu ia ca cum am căutat în Google. Și după asta o vezi pe Facebook. Și după asta omul a intrat din Google pe site, pe site stă Pixelul care a făcut audiența și arată remarketing, catalogul de produse, tu ai cumpărat telefon, eu îți dau hus, ai căutat reparații telefonii și ți-a vine ofertă de telefon nou pentru ce se repare. Adică, e ca frumusețea asta de abordare, ea este de viitor și noi nu putem să o evităm. Nici de cum. De fapt, e cum? Asta e de viitor pentru Moldova. Pentru că în alte țări deja de mult se implementează și oamenii de mult văd reclamă targetată pentru ceea ce ai nevoie. Dacă, cum spunea Dima, tu ai căutat reparații apartamente,
pe urmă poți fi urmărit să-ți facă, să fii prin remarketing publicitate la mobilă. Pentru că, logic, tu dacă ai făcut reparații, posibil după asta ai nevoie de mobilă nouă. Sau dacă cumperi apartament, cauți în Google vânzarea apartament, după asta poți să te urmărească reclamă cu reparații apartamente. Care la tine a fost cel mai interesant produs care tu l-ai promovat prin Google? Cel mai interesant... Pentru tine. Ok, chiar să-mi placă, da? Să-mi placă ceea ce... Că tu ai luat produsul și chiar te-ai bucurat. Că am luat produsul. Băi, bună întrebare. chiar acum stau și mă gândesc să ne aduc aminte, pentru că am avut mai multe. Nu știu, cred că... Eu mă bucur tare mult când vin clienți care au bugete mari. Și atunci mă bucur și îmi place produsul. Și atunci spui, aveți cel mai bun produs. Și atunci îmi place produsul, dar atunci când tu ai 100 de euro și trebuie să promovezi și pe search, pe display și remarketing și pe YouTube și nu știu cum acolo, atunci deja e mai puțin plăcut produsul. Ce produs n-ai promovat niciodată? N-ai mers. Păi, nu știu, ok, oricum sunt produse care ele sunt interzise de a fi promovate. Dar ce produs interzis? Pe Google sunt interzise de a promova, cel puțin în Moldova. De fapt, cât de banal n-ar fi, știi, suntem o țară unde vinul este unul din produsele care noi ne mândrim. Și în Google nu pot... Da, bem apă. Dar la point deloc nu-i creativ. Nu-i serios. Dar în Google nu poți să promovezi vinul în Moldova. În România, în Ucraina poți să-l promovezi, în Republica Moldova nu poți să promovezi. Ok, medicamente, țigări, tun, da, tot ce țin de farmaciuci. Țigări, alcool. Și cum invitați, nu-l promovați sau sunt? Sunt acolo șanse, dar de obicei mai bine evităm. Am înțeles. Alte, mă rog, produse, ce produse mai sunt, încerc să ne aduc aminte. Nu vine cap. E vârsta de amă. Da, știi cum. Ai stat prea mult în fața calculatorului, radiații. Important tema, eu sper că oamenii care ne-au privit, eu înțeles că e important cel puțin să se gândească azi la subiectul ăsta. Îmi spui tu și după asta fac și eu un apel, cine trebuie să vină, ce fel de categorie de persoane crezi tu că merită să vină la conferința de 17 martie, anume pentru blocul de analitic și statistic. Numai pentru blocul de analitic. Nu, sincer, pentru că deseori la conferință tu te duci că n-ai înțeles nici, dar minim ar trebui măcar ceva să înțelegi. Dar știi cum spune că dacă te duci acasă măcar cu 1-2-3% de informații care te duci și o implementezi, deja e bine. Deja înseamnă că n-ai dat bani degeaba. Mai ales că nu-i scump. Da. Ok, cine ar trebui să vină? Da, cine trebuie să vină? Bine, începem de sus, de la directori de marketing, cred că spun mai corect, pentru că de restul compartimentelor nu răspund. Directori de marketing, care ei trebuie să analizeze. Toate că, să spunem așa, pe partea asta cu analiza datelor, cu analitica și tot ce ține de date, trebuie să ai, teoretic, ar trebui să fie o persoană sau cel puțin sunt în alte părți, persoane, programe speciale care îți captează toate informații, toate datele și îți dă niște concluzii că, băi, uite, canalul ăsta e bun, canalul ăsta e mai puțin bun sau... Trebuie să fii un analitic în echipă. Da, mai ales pentru companiile foarte mari, unde au trafic zeci, sute de mii de utilizatori și se promovează pe multe canale. Da, este... La sigur că o să fie devinul chestii care iarăși obligatorie sau nu că obligatorie, dar necesară în orice companie mare ca să trebuiască să analizezi datele. Pentru că nemijlocit nu poți iei nici decizii în care parte să investești niște bani dacă nu analizezi datele, nu analizezi traficul, nu analizezi cifrele cu ce rezultate ai obținut din campania de promovare. De okay. Asta... Top managementul pe direcția de marketing și vânzări, da? Da. Sau marketing? Marketing și vânzări, pentru că ei cred că sunt legați împreună. Sunt prieteni, da. ok, trecem mai jos la partea de specialiști de marketing, manageri de marketing din companii, care companiile mai mici, unde sunt
Ok, nu au un director, dar au o persoană care se ocupă de marketing, care răspunde de Facebook, răspunde de coordonare de reclamuri cu, pe Google, cu email marketing și multe alte chestii. Și iarăși ei trebuie să analizeze datele ca să poată înțelege, să știe ce sunt, ce-s cu datele cele. Uh-huh. Și în ultimul rând, persoane care doresc să învețe să facă asta mai bine. Cum să facă asta? Noi o să fim pe ultima sută de metri și la final mai punem o dată, o să punem video-ul cine vrea să vadă despre ce noi în detaliu am discutat. Pe www.zoomyourbusiness.media puteți aflați mai multe detalii. Eu vreau să spun celor care acum ne privesc și cei care o să ne privească în reluare, că conferința Zoom Your Business în principiu e construită în formă de pâlne. Noi azi am discutat despre nivelul de analitică și analitica pe Google, analitica pe Facebook e foarte importantă, e vitală, pentru că, cum a spus și Tudor, noi nu putem să ajustăm bugetele, nu putem să salvăm și să facem un rezultat mai bun dacă nu-l analizăm. Și asta este foarte important noi să înțelegem. Pe lângă informația care voi să vedeți, a să o simțiți, a să o primiți pe 17 martie, o să fie și un networking foarte mare. O să fie un networking la BMW Centru. Nu facem publicitate? Nu suntem la TV, n-o să ne penalizeze. O să-l puțin în live, deja au plecat. Și în contextul ăsta vreau să spun că mesajul meu este că evenimente de genul ăsta au ca scop să inspire și să dea o doză de informații care să te ridice la un alt nivel. Și să te facă să pleci acasă cu câteva detalii cheie care, fără să începi tu să le studiezi, nimeni nu o să le ofere. Adică nici o conferință nu o să-ți dea ție soluția așa, pur și simplu, pe farfurie. Încercați să analizați, încercați să vedeți unde este problema în pâlnea voastră de business. Indiferent ce fel de mărime de business la voi este, sunteți startup sau deja aveți mai mulți ani pe piață, e necesar să analizați datele, cifrele, rezultatele, succesele, sunt succesele. Nu uitați cei care încă dacă sunt mai, cu dacă noi, mai sunt întrebări. E că sunt salutări la toți, lui Adriana, Vadim, Irina, cei care sunt aici cu noi. Salutări și like-uri la toată lumea. Cred că o să vă spunem mulțumim mult că ați fost alături de noi, alături de live-ul ăsta minunat, băieții de la JobList, fiind partenerii noștri, Point-ul, Press Centru, mersi și lor pentru că ne-au oferit timp de emisie ca să vă povestim gânduri interesante. În privat ne scris dacă aveți întrebări și ne vedem când? 17 martie. 17 martie. O seară minunată vă dorim la toată lumea. Salutare! Zoom înseamnă oameni valoroși. Vor fi 1000 de oameni. Care va face diferența dintre tot ce înseamnă conferință de business de până acum și ceea ce urmează. Ca să ne asigure un început de 2018 plin de conținut. Am structurat conținutul conferinței. În fața voastră o să fie un dashboard. În forma unei pâlnii avem 4 subiecte importante pentru fiecare afacere. Prima fiind lead generarea, după care vorbim despre analitică și statistici, după care vorbim despre vânzări și despre extinderea afacerii pe plan local și internațional. Pentru că astăzi, fără ca să vezi cifrele, fără ca să vezi detaliile, nu poți să conduci afacerea. Speakerii acestui eveniment sunt aleși de Sprânceană. Vom avea speakeri internaționali și locali. Vor veni cu partea emoțională, dar și cu foarte multe exemple practice. Pentru că zi de zi muncesc la subiectul pe care o să-l vorbească. Pentru fiecare nișă de business în parte. Eu cred că know-how conferințe sunt fun. Experți în marketing, în vânzări, statistică, analitică, Facebook, Google, extinderea afacerii, de ce te așteptam? Vom vorbi de la A la Z. Prin prisma unui sistem analitic, modern. Nu luat în părți, nu vorbim despre tot și despre nimic. 1000 de antreprenori care vor sta în aceeași încăpere. De la generarea de clienți până la fidelizarea acestor clienți și reîntoarcerea lor în afacerea voastră. Și vor genera o energie nouă. Seara vom organiza o cină VIP, unde va fi foarte multă lume bună, se va face un networking valoros. Să luați contactele potențialilor parteneri și a potențialilor clienți. Vor mai fi și multe, multe cadouri la parteneri și surprize din partea organizatorilor. Am mai rămas un pas. Nu aveți cum să nu fiți la Zoom. Completezi formularul. Îți cumperi astăzi biletul. Discutăm la telefon și ne vedem la conferință. Pe 17 martie. Știm că va fi sold out. Vă aștept cu mare drag.